Pentru a scăpa de sărăcie, o parte a tinerilor atât din mediul rural cât și orășănesc aleg să plece peste hotare. În timp ce unii muncesc pentru o viață mai bună, alții se mulțumesc cu puținul. Deși din an în an crește numărul tinerilor înregistrați în câmpul muncii, o parte nu au locuri de muncă și petrec prin baruri. Cu ce se ocupă tinerii și cum se distrează, aflăm de reportaj. Potrivit datelor Agenției Ocupării Forței de Muncă, 214 tineri au fost înregistrați în câmpul muncii. În 2014, numărul celor tineri care aveau locuri de muncă era de 102 persoane. Specialiștii spun că tinerii beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională. De asemenea, ei au oportunitatea de a urma cursuri de specializare în alte domenii. Cele mai solicitate profesii care sunt solicitate de către tineri care vin să-și caute un loc de muncă, preponderent sunt, luăm după gen, femeile solicită coafor, cosmetician, secretar administrativ, manicuristă și mai sunt bucătari. Dintre profesiile solicitate de către băieți, de bărbați tineri, sunt lăcătuș auto, electrogazosudor, barmeni, plăcători cu plăci și în unele cazuri sunt și doritori de a face cursuri de masor. Mamele tinere care nu sunt angajate în câmpul muncii beneficiază de ajutoare sociale. Ele sunt selectate conform cererilor depuse. Ajutor social nu este acordat fiecăruia care dorește sau care poate să facă ceva ca să primească, asta nu este în timpul de astăzi, fiindcă este la un control foarte strict. El este un suport pentru familiile în situații foarte deplorabile și defavorizate. Noi, desigur, că avem multe familii de astea și statul iată o mărs la așa ceva, unde să alocă câteva 10 sute de milioane de lei pe an pentru acest ajutor social. Intervievați de noi, tinerii spun că este greu să găsești un loc de muncă bine plătit. Muncim. Unde munciți? La organizații Prețuri pentru Tine. Dar cum vă distrați? Ne distrăm. Nu prea avem timp de distracții. Casă. Nu prea, copilul. Ocupație. Fac cursul de masajist la balță. Nu să ieși acasă și nu pot spun. Și mă ocup, am familie, copil. Lucrăm acasă, împrejur casă. Ce vă fac? Nic. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, rata șomajului printre tinerii cu vârsta de 20-30 de ani din mediul rural este de circa 6% pentru anul 2014, cu 1,4% mai puțin decât în anul 2013. Lipsa locurilor de muncă, condițiile proaste de trai, migrația masivă fac ca satele din Republica Moldova să devină tot mai pustii.